Mulțumim foarte mult. Scandal într-o sală de cinema din Mallul din Ploiești, la filmul Romina, viața mea, în care apar nume precum Bogdan de la Ploiești, Nicole Sherry, Shelly și Țancă Uraganu. Difuzarea filmului a fost întreruptă după ce mai mulți spectatori s-au luat la ceartă pe locurile din sală și erau gata să se ia și la bătaie. Polițiștii au ajuns acolo imediat și i-au calmat pe scandalagii. Supărați că locurile de pe bilete nu au fost respectate, câțiva spectatori s-au luat la ceartă chiar în sala de cinema. Însă conflictul a escaladat și erau cât pe ce să se ia la bătaie. Așa că filmul lor a fost oprit, iar angajații mall-ului au chemat polițiștii. Cerem vizionarea filmului pentru scoaterea lucrătorilor implicate în conflict. Cei care au fost implicați, haideți să facem pentru ceilalți. După ce atmosfera s-a detensionat, spectatorii au aruncat pe jos floricelele și au început să danseze. După haosul de nedescris, actorii au luat mătura și fărașul în mână și au adunat mizeria și popcornul de pe pardoseala sălii de cinema. Ia uite. S-au eschivat. Frumos. Jos, până acum n-a mai existat alte filme să se întâmple așa ceva. Noi totuși vă încurajăm să faceți curat, la fel ca noi, și să veniți în continuare să ne vizionați în toate cinematurile. Întreg tărăboiul a fost filmat de spectatori și postat apoi pe rețelele sociale, unde a devenit viral în scurt timp.